Bună dimineața. V-am regăsit, mi-a fost dor de voi, să știți. Și nouă de tine. Știrea zilei este despre Pepe, care a avut parte de un incident cel puțin neplăcut în timp ce se afla în sala de fitness. După ce și-a terminat antrenamentul, cântărețul a mers în sala unde la vestiar, iar acolo a avut parte de o surpriză de proporții. A constatat că îi lipsește portofelul. Pepe a chemat imediat poliția la locul incidentului și a părăsit sala de fitness cu nervii întinși la maximum. Da, te cred și eu că e supărat. Pepe, se mai întâmplă astfel de incidente. Doamne. Aveți grijă pe unde vă lăsați bunurile personale. Uite, se poate întâmpla chiar și la sala de fitness. Mai ales că să rămâi fără portofel. Antrenamente la o sală cunoscută de prin București, la o sală de fitness. Da, dar știi cum e, în vestiare nu ai voie să pui camere de luat vederi și uite că se întâmplă să ajungă și pe acolo oameni rău voiți. Da, există acele dulăpioare, nu? Acele dulăpioare pot fi sparte. Știi că am auzit și eu o poveste de genul ăsta. Dar nu e bine la sală să mergi cu portofelul după tine sau cu foarte mulți bani, că uite, se poate întâmpla. Așa este. Da, oricum, da, Pepe a mers la poliție și cu siguranță va fi prins infractorul.